Vorbeam la început și ați adus în discuție protestele care au avut loc zilele trecute atât în București cât și în marile orașe din țară. Cine câștigă de pe urma acestor proteste? Vă întreb pentru că sunt sondaje care spun că, de exemplu, AUR ar fi partidul care ar câștiga procente de pe urma protestelor. Dumneavoastră cum vedeți lucrurile? Vă spun sigur că am văzut un sondaj recent în care am încredere, în care am testat tocmai acest lucru și vreau să vă spun că nu a câștigat nimeni din aceste proteste. Cine a pierdut? Niciun atunci? Partid. În schimb, au pierdut toate partidele. Au pierdut toate partidele și oamenii politici în general în încredere. Încrederea în statul român, încrederea în anumite instituții ale statului român, care cădere s-a accentuat oarecum, deși este la niște limite foarte, foarte joase în acest moment. Deci chiar dacă s-a încercat ca aceste revolte urbane, să le numim așa, mai degrabă, să fie asumate de către unele partide, cum a fost Partidul AUR, chiar dacă s-a încercat să fie atribuite unor partide, cum au încercat cei de la putere să spună că este AUR-ul sau că este PSD-ul în spate sau așa mai departe, n-a reușit această acțiune de imagine. Mai degrabă, au rămas protestele ca fiind niște mișcări spontane, legitime ale unor oameni nemulțumiți de guvernare și de sistemul politic în general. Deci nu s-a produs o mișcare, nu s-a mișcat deloc tabelul intențiilor de vot în această perioadă și am văzut un studiu făcut chiar în aceste zile, deci în zilele de ieri, alaltă ieri, deci în un studiu destul de proaspăt.